Hei, salut, sunt Daf și bine v-am găsit la un nou episod de Eurotruck Simulator 2. Numai o secundă să vedem dacă filmează șmecheria. Da, bineînțeles că filmează, dar bineînțeles. Bun, intrăm înapoi în joculeț, gata. Suntem din nou cu acest Mercedes S400D de 340 de cai putere. Și o să ne ducem la Iași, pentru că Iași e unul dintre orașele preferate și am zis că n-am ar trebui să mă duc și pe acolo, pentru că am fost la Craiova, am fost la Brașov, dar nu am fost la Iași. Și de asemenea, cred că data viitoare va fi un episod la Craiova, că și Craiova, ăsta la Craiova, la Cluj, pentru că și Clujul e unul dintre orașele preferate. Și de ce este să nu merg acolo? Pentru că îmi place. Știu drumul ăsta spre Iași foarte, foarte bine, pentru că merg aproape în fiecare vară la Iași, de la București. În general, am pornit de la București spre Iași. Și, bine, n-am fost numai vara, am fost și în aprilie, cu unele ocazii. Și sunt tare curios dacă respecte realitatea marea parte pe care o voi străbate, pentru că am observat că trece pe la Buzău și pe la Galați, ori drumul normal nu trece prin Buzău și prin Galați, trece pe lângă Buzău și prin Galați nu trece deloc, nici măcar pe aproape. Bă, dar lungă e centura asta, frate, lungește cu 100 de kilometri drumul, că până la Iași sunt 300 de kilometri, adică vreo 6 ore. Și nu-l sperat. Ne adaptăm la trafic. Pentru că este destul de aglomerat. Este ora 15, o oră cam prost timp expirată să plecăm, dar ce să faci? Ne luăm mult să împachetăm bagajele. Am ales această mașină pentru acest drum pentru că este o mașină mai confortabilă. Este un S-Class, este o mașină de lux și e un drum lung și am decis să iau, pentru că de ce nu, e foarte, foarte frumoasă. Scaunele astea mi se par foarte, foarte frumoase, bordul este genial și volanul la fel. Ah, ia uite și reglaje și tot, 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 mamă, mamă. Iată, cum se vede afară, am scos capul pe geam. Ah, va trebui să-i depășesc pe acești domni, pentru că probabil că nu o să trecem pe aici nici la anul. Deci nu pornește mașina. Uf, nu porne mașina, cred că aveam problema de mână. Deci să vă zic ce se întâmplă. Fiind trafic așa de mare aici, ăștia n-au curaj boții să se bage. Și atunci trebuie să te îi depășești, pentru că rămân aici veșnic, practic, până o să hotărăște jocul să nu mai spawnezi mașina. Am spus că uitați, spre exemplu, un botul care este băgat aici, nu știu. Uitați că încă suntem în oraș. Bine, nu suntem în București, ci suntem în afara Bucureștiului, dar totuși este un sat, pentru că această șosea te scoate în afara Bucureștiului, cred că te scoate fix după Dragonul Roșu, cum ar veni. Deși nu ți minte să fie vreo așa de aproape de Dragonul Roșu, dar mă rog. Da, această hartă nu este foarte proporțională, pentru că am făcut, știu, un test și centura Bucureștiului de la serviciu până la autostrada București-Pitești este mai lungă decât autostrada București-Pitești în sine. Facem mai scurt din drumul. Haide, bă, frate, cu 30, mă! Eu știu că era trecere de pieton, dar nu trecea nimeni și acum merge la fel. Dacă mă lasă să depășesc, ce n-aș depăși? Bă,
state cu 23, așa ceva, ori accident, ori nu știu ce. La Budeaș Mare, toată lumea pleacă înspre Iași, nu? Moldovenilor, toți sunteți niște moldoveni. Nu vă speriați, sunt pedalele. Asta îmi place mie la harta asta României. Uitați, tocmai am intrat în localitatea Coșereni. Ceea ce mi se pare genial că arată toate satele. Aproape toate, mă rog, dar este foarte, foarte mișto. Îmi place. Totuși e ciudat că n-arată și unde s-a întâmplat tragedia de la Mihoiești, pentru că ar fi trebuit să arate Mihoieștiul. Lagul, mă! Mă bag înapoi, că nu știu ce urmează după curbă. Apare numai la rasă mic, așa că mă bag din nou depășire. A, e și intersecțiune. Aici trebuie să fie Buzăul. Centura Buzăului. Aici cred că se face la dreapta înspre Mizil. Să mai ziceți, fratelor, că boții ăștia nu sunt dubiți. Nici eu n-am avut nicio opinie. N-am avut nicio opinie și se poate așa. Oh. Ești căscăți. Ai cu venea. Hai, bagă-te. Hai, nu, bagă-te. Frate, e 80. Ești în afara localității. Chiar ar trebui să mergi cu 90 sau chiar cu 100, că 90 e limita legală, iar 100... Da, e normal de 10 km la ora în România și puțin așa e. Ia uitați, intrăm în Buzău, fii atent. Ce mișto. Nu, aici se face la stânga spre Mizil. Aici în față și la stânga, adică în nord-vest se află spre Carpații, munții Carpații. Ia să vă arăt și pe hartă, unde suntem mai exact. Deci suntem aici la Buzău, deși Buzău ar fi trebuit să fie un picuț mai jos, iar Mihoiești ar fi trebuit să apară și el 100%. Deci aici e cotul înainte de Mihoiești, iar Mihoiești e aici, pe aici pe undeva, mă rog. Aici e șosea care face la stânga și se duce așa, pe aici pe undeva e Mizilul. Deși e cam sus, ar fi trebuit să fie mai jos pe aici pe undeva. Mă sună cineva? Nu mă mai sună cineva, bun. Pe aici pe undeva ar fi trebuit să fie și pe aici în sus, pe undeva Valea Doftanei, Valea Prahovei, cam pe aici. Da, aici, uitați, aici este sfârșitul DN1-ului, aici e aeroportul Băneasa și Otopeni. Bun, haideți să ne continuăm drumul, pentru că mai avem ceva. Faptul că n-au băgat Valea Prahovei, care e atât de căutată și cu Valea Oltului, nu pot să ieri niciodată. Sper să-i bagi un update și să fie pe gratis. Cred că totuși am dat 17 euro pe harta asta, ceea ce mi se pare destul de mult. M-a lăsat și m-am băgat de camură, dar aia e.
merge rapid bine. Depășesc cu asta cam timp. Ce liber e! N-am văzut în ce am comentat amintat. Amintat în... Nu uita, supra coveană. Mai ce e așa de liber? Este... Dacă știam unde așa mai de mult. Ce faci, mă, de ce te oprești? Bă, ce te-aș bate, cum zice Dan Rădulescu? Hai, mai putare! Așa, da, am mutat scaunul mai în față, ca să țin mai bine pedalele în casă, mai e vântul pe care îmi punează în față. Avem fantome mai nou în casă. Hai. Bălu, deci, ce turbate. Hai, încă una, încă una. Am intrat în Galați. E nevos. Balkan Explorer Achievement. Mișto. Cred că asta, ba nu, mai e Calafat. În Calafat sigur n-au fost. Cred că da se rog singură două orașe în care n-au fost de România. Gen în joc. Parcă intraserăm deja în Galați, iar intrăm în Galați. Mi-a luat următorul mesajul ăștia. Hăulu! Ce s-a întâmplat? Mă scuzați defecțiuni tehnice. Doamne ferește, ce a fost asta, bă? Mă da crești, locul ăsta. Mă rog, era asta de crești. Dar centura asta nu era aici, era la Buzău. Mai repede se poate, invers, mai încet se poate. Plus aia la dreapta se duce la Constanța, din câte nu știu eu. Vina mea. Optima asigurarea, boss. Nu știu ce vreau să ne rog în față. Hăulu! Hăulu, duci! Stă-l pe aia în mijlocul lui. Bun, nu vine nimeni. Am dat ceva aici. Ce asfalt de pastă. Nu știu pe cum vrei să... Ah, ai, dar capul meu ăsta vrea să facă pe dreapta. Măcar am scăpat de o depășire. Continuăm, domnule. Cum ar fi spus, stătul în cătos. Ciocănim înspre Iași. Avem 205 km. Nu avem așa de mult, este deja ora 6:28, băieți, nu vine să cred. Și că ar trebui să ajungem la ora 10. Dar recuperez, sunt sigur de asta. De asemenea, mi se pare ciudat că nu există orașul Vaslui pe harta asta. Și totuși un oraș. Da. Bă.
ăsta trebuie să fie vasul. Ăsta trebuie să fie vasul, dar nu există pe hartă. Sau bârlat, una din două. Hai de bă, te miștești? Da, și tu stânga, dreapta. Stânga, bă, wow, hă? Haide, bre. Haide, 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 haide. Ce mergem? Ce se întâmplă aici? Bă, că se circulează. Ah, e semafor, că dacă nu rămânem aici până la anul. Să fim să alimentăm pentru că nu avem motorină slash benzină. Ia să vedeți băieții cât dau eu aici. Pa, pa, pa. 1576 de lei. Bă, dar e ieftină motorină asta, bă, 5,81 litru. Hai, boss. Mai stai mult aici? Am ieșit din Galați. Bă, dar lung a fost Galați ăsta, frate. Uleu! Așa, suleam. Ce faci la mă? Așa. Am crezut că ăsta care a făcut stânga acolo vine în coa. Dacă venea, nu prea avea ce să fac. Trebuie să puneți. Să opriți după șirea. Deci nu am văzut în ce localitate am intrat. Dar o să vă sigur când o să ieșim din ea. Hai mă! Hai mă! Bă, frate, cu 5 la oră. Hai, domnule, ce să-i fac, domnule, mă. Ba, uite cam ce să-i fac. Cred că ăsta e văstuiu. Ia, sunt tare curios. A uitat lui, Slobozia Oancea. Mă, există localitatea asta? Stai, spuneți să tragem pe dreapta să vedem dacă există. Eu zic că nu există. Hai, ok, pe dreapta spate. Așa, bun. Slobozia una aceea să vedem unde. E de eu că nu știu unde e patru. Slobozia una aceea. Da, mă, ești nebun. M-am auzit de el în viața mea. Da, mă, și în dreapta băierul ăla, bă, bă, băiatule, bă. Da, mă. Vedeți râul ăla acolo albastru? Nu te cred. Deci ăsta mă pune să iau la Iași.
știți pe unde? Mă pune să iau pe lângă Cahuls, practic Slobozia Mancea este acolo, dincolo de râul ăla, este Moldova, ale-i Prutul. Nu te cred, frate. Și nu, n-am trecut de Bârlad. Și nici de Vaslui. Suntem de-abia în dreptul Tecuciului. Tocmai și-am trecut de Focșani. Tu te bă, de aici, nu te cred așa ceva. Da. Sigur nu sunt viața alea de la... Ia, asta să văd asta. Sigur nu sunt numai 125 de km de la Slobozia Mancea până la Iași. Sunt 173 de kilometri, băieți, din Slobozia Mancea până în Iași. Și 2 ore 43. N-au prea nimerit-o chiar așa, dar au fost aproape. Trebuie să ia pe cei pentru că sunt așa, suntem de așa băieți accident, am văzut să se mai zic de bani. Nu cred, uitați-vă bă, la asta cum țină coloana întreagă. Tirurile parcă ar vrea să meargă mai repede ca el. Deci, fraților, în dreapta este Republica Moldova. Nu te cred. Nu te cred. Frumos, ce frumos! De-abia aștept. Sper să bage un back extension a României, măcar cu Republica Moldova sau ceva. Chiar merită. Nu aveți idee ce senzație plăcută e să fii în România, să locuiești în România și să te plimbi prin orașele din România și prin România în general. Trebuie să n-ar fi în lumina de domnul. Nu, cred că așa. Ce nu uita, sau? Da, dumne, nu e faza lungă. Ce serpent fine. Cine urmează? Deci, practic, acum noi cu drumul ăsta conturăm granița Republicii Moldova. Foarte interesant. Deci, niciodată n-am știut. Cam mai fost pe drumul ăsta în Eurotrack Simulator 2. Dar niciodată n-am știut că chestia asta chiar se întâmplă. Să trecem pe lângă Republica Moldova. Mai am 84 de kilometri, băieți. Mă numai ar trebui să mă duce. Mă duce bine să acolo. Damn, that was close. Ceea ce este foarte puțin realist e faptul că nu are lumini ambientale, ceea ce mă miră. Ar fi trebuit să aibă. Mamă, ce nu se ceva. Nu mai căutați oamenii nu! Da. Să le pășesc. Măcar unul trebuie să pot să le pășesc. Nu a fost limită. Trebuie să recunosc. La mine e că ar fi trebuit să acceze mai repede mașina așa și să le pășesc și pe
Asta de beri. Nu ce faci? Vai de capul meu! De ce s-a oprit cisterna, că aveam tot timpul de lume să mă încadrez. Trebuie să vă aduc aminte că totuși este destul de greu să conduci, mai ales cu mașina în România. Bine, nu, de fapt nu neapărat în România, cam în tot Eurotrack-ul. Nu te cred, am intrat în Iași. Oh my god, am ajuns în Iași. Nu vine să cred. Coapă! Oh, nu, ulele, ulele, alte tramvai, tramvai, uite așa de trebuie să trec, mă, cățuși, de-abia trecuse, mamă, v-l-ați văzut pe ăla, Doamne ferește, fraților, e verde. Am dat asigurarea mea, nu mai cântiți în jocul ăsta. Hai bine, merg pe șina de tramvai. Că, de fapt, în Iași, chestia asta chiar e legală să merg pe șina de tramvai. Da, bine, nu-mi permite mașina, că îi fuge în fundul ca dracu. Hai cu verdele. Sunt pe aici, am voie. Nu e linie discontinuă, de-abia acolo e linie continuă. Continuă, pardon. Da, fraților, am făcut un accident urât, trebuie să-i dau asigurarea omului. Ia uite, frate, a dat cu spatele, nu cred că să mi le intrat. De ce mi se întâmplă în mamie așa ceva? Hai, după cum. I-am dat asigurarea, bun. Acum ne îndreptăm spre service, să-mi repar mașina. Ha, nu credeam că să mi se va întâmpla așa ceva. Vreau să fac asta.
Ce frumos se vede faza lungă. Dacă nu ați ghicit deja, ăsta este un giratoriu. Hai de capul meu. Da, asta chiar trebuie să fac asta, pentru că dacă nu am cum să trec. Chiar trebuie să-l împing pe ăsta, pe bune. Dacă este un semafor, ăsta un semafor, ar fi fost bine dacă ar fi un semafor, dar nu este. Este un girator, dar nu sunt cap aici. Dar sensul giratorului se bubuiesc ăștia. Hai că mai țin. Bun. Da, țin nici măcar acum nu pun. Și eu fac manevră de mult. Dar de ce o ia cu spatele acolo, că am fost să fac celălalt? Da, nu mai puțin cu spatele. Și trebuie să ne strecurăm aici. Sper să ne asistăm. Da, fraților, nu-mi permite jocul, nu înțeleg de ce această chestie, dar noi desigur ne vom vedea data viitoare. Uitați, s-a blocat tot. Aia e. Pa, pa.